Acțiunea a vizat școlile generale Constantin Brâncuș și Mihail Sadoveanu și liceul Dragomir Hurmuzescu. Au fost legitimate 28 de persoane, dintre care 5 au fost aduse la sediul poliției. Două persoane au fost sancționate conform legii 61 pentru că nu au putut justifica prezența lor în unitățile de învățământ controlate. În cadrul campaniei pe care am demarat-o la nivelul Poliției Municipiului Megidia, cursul zilei de ieri, efective din cadrul Poliției Municipiului Megidia, Poliției Locale și Jandarmeriei, am desfășurat o acțiune de prevenire a violenței în zona instituțiilor de învățământ, Liceul Dragomir Hurmuzescu, Școala Constantin Brâncuș și Școala Mihail Sadoveanu. În urma acestei acțiuni au fost depistate, legitimate un număr de 28 de persoane care nu justificau prezența în zona instituțiilor. Au fost conduse la sediul poliției un număr de 5 persoane, iar două au fost sancționate contravențional. Astfel de acțiuni vor avea loc săptămânal în municipiul Megidia, anunță oamenii legii.